O delegație de înalți reprezentanți ai statului român au vizitat în această săptămână Ucraina, zonele unde compact locuiesc români. Din delegație au făcut parte secretarul de stat în cadrul Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, Stejerel Olaru, ambasadorul României în Ucraina, Cornel Ionescu, reprezentanții ai consulatelor generale ale României de la Cernăuți și Odessa. La Kiev, în cadrul întâlnirii cu oficialii ucraineni, domnul secretar de stat a pus în discuție mai multe chestiuni privind intensificarea dialogului între cele două state vecine, reafirmând poziția clară a României și anume aceea de sprijin privind integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană. Dialogul este singura formă prin care putem să rezolvăm aceste probleme și atunci încercăm să menținem deschis acest dialog. Am fi vrut noi, cred, deci partea română, ca dialogul să fie mai accelerat, da? Poate, să zicem că aceasta e o diferență, da? Între ceea ce vrem noi și ceea ce vor partenerii ucrainieni, dar asta nu înseamnă că el încezește, nu? Dimpotrivă, are loc, iată, vizita mea aici înseamnă acest lucru, așteptăm vizita ministrului de externe ucrainean la București, se estimează că ar fi undeva în câteva săptămâni, în luna iulie. Noi ne-am manifestat întotdeauna ca suporteri deschiși și sinceri ai parcursului european al Ucrainei și deci ca susținători ai unei Ucraine europene și moderne. În continuare, delegația a vizitat nordul Bucovinei, orașul Cernăuți, unde s-au depus flori la bustul lui Mihai Eminescu din curtea casei lui Aron Pumnu, precum și la monumentul poetului din centrul orașului. În agenda oficialilor români a fost și vizitarea Universității Naționale din Cernăuți, fosta reședință a Mitropoliților Bucovineni, unde delegația s-a întâlnit cu prorectorul acestei înalte instituții academice, Tamara Marusic. Apoi și în orașelul Liboca s-au depus flori la bustul poetului Mihai Eminescu, care este deja cunoscut ca fiind vandalizat înainte de inaugurare. După amiaza zilei de 21 iunie la Consulatul General al României la Cernăuți, în discuția cu liderii asociațiilor românești din regiune și reprezentanții intelectualității române din Ținut, au fost abordate, printre altele, chestiuni referitoare la situația comunității românești din această zonă a Ucrainei, inițierea unor proiecte utile pentru populația românofonă de aici, soluționarea problemei legate de înființarea la Cernăuți a unui centru universitar cu mai multe facultăți în limba română, precum și susținerea mass media în limba română. Am încercat să mă familiarizez la fața locului cu problemele pe care comunitățile de români le au aici și care sunt diferite de la o zonă la alta și care au naturi diferite, pot fi politice, pot fi mai puțin politice, mai mult culturale, sociale, diverse, așadar, pentru că, deși, evident, știm care sunt ele în esență, am vrut să le simțim și am vrut să facem o trecere în revistă extrem de precisă și să monitorizăm felul în care aceste probleme evoluează. Dacă ele se înrăutățesc față de ceea ce știam că exista până acum sau, dimpotrivă, dacă ele se îmbunătățesc. Noi ne aplecăm asupra unor paliere foarte precise, monitorizăm ceea ce se întâmplă în domeniul educațional, da? Vrem să știm ce acces au românii la educație în limba română, ne aplecăm sau ne interesează problemele care ar putea exista în ceea ce privește viața religioasă, da? Și evident susținem și ne interesează instituțiile media românești din comunitățile de români.